În data de 12 decembrie 2023, Călin Petru Marian, prefectul județului Hunedoara, a efectuat o vizită de serviciu la amplasamentul fostei termocentrale Mintia, în prezent sub administrarea companiei Global Mass Energy Rom. În cadrul întâlnirii, prefectul județului Hunedoara a purtat discuții cu actuala conducere privind progresul investițiilor realizate până în prezent. S-a acordat o atenție deosebită importanței alinierii acestor investiții la cerințele și normele europene în vigoare, precum și tranziției de la generarea de energie electrică bazată pe cărbune la cea provenită din surse regenerabile. Atunci când statul român a vândut acest obiectiv, prin contract s-au luat la cunoștință de către ambele părți anumite măsuri care trebuie să le respectăm. Statul român și dumneavoastră. Și din ce am discutat, pașii s-au făcut, încercăm să îi urmărim și știți foarte bine că au fost și colegii de la Complexul Energetic Hunedoara, administratorul judiciar ieri și cu domnul Roșu, au urmărit fazele contractuale și am venit să facem inclusiv public că nu avem nimic de ascuns. Este important să scoatem în evidență că Mintia este pe drumul cel bun ca investiție. Și acest obiectiv ne interesează primordial în județul Hunedoara și implicit statul român, pentru că este cea mai mare investiție în România în ultimii 30 de ani. Noi trebuie să fim cât mai transparenți, cât mai transparenți în relația cu societatea, cu mediul de afaceri, cu autoritățile, cu faptul că au fost și mai multe voci prin care încercau să pună piedici. Dar noi nu ne speriem de treaba asta. Și încercăm să susținem investiția, pentru că aici pe lângă dumneavoastră lucrează și oamenii din România, și firme din România, și până la urmă lucrurile trebuie să funcționeze în așa fel încât acest obiectiv, atunci când este final de contract în 2026, să livreze și să asigure siguranța energetică a României și implicit al zonei este europene. Ca principiu, asta am vrut să vă spun. Poate ne spuneți și dumneavoastră cam cum stați fizic la ora asta cu investiția și după aia să ieșim un pic pe teren să vedem și faptic. Sigur. Mă rog. Da. Facem o mică prezentare asta. Bună ziua, domnul prefect al județului Hunedoara. Este o deosebită onoare și să ne facem mare plăcere să avem încă o dată alături de noi la sediul noi centrale de Mintia. Acum, când se împlinește aproape un an de când societatea noastră a încheiat contractul de vânzare-cumpărare cu societatea Complexului Energetic Hunedoara și având în vedere acțiunile pe care am reușit să le întreprindem în această perioadă, vrem să vă asigurăm încă o dată că MAS Global Energy respectă toate angajamentele contractuale. Vă aduc la cunoștință că investiția pentru realizarea noi centrale electrică MAS Mintia este estimată de 1,4 miliarde de euro. Repet, 1,4 miliarde de euro. Astfel, până data prezenței, pentru realizare importantă, vă putem aducă la cunoștință faptul că a fost semnat contractul cu furnizorul de turbine Siemens în valoare de aproximativ 400 de milioane de euro. Primele echipamente, turbine pe gaz și generator, urmând să sosească în lunile aprilie-mai 2024. Următoarele tranșe al echipamentului vin prevăzută a fi livrată în perioada august-septembrie 2024, respectiv aprilie-mai 2025. Cu această ocazie, avem plăcere de vă invita și am fi onorați să participați la aceste evenimente, atât dumneavoastră, cât și reprezentații celorlalte autorități, precum și mass media. S-a semnat contractul cu contractorul companiei Avax din Grecia.
care domnul reprezintă domnul Vasilis, în valoare de 675 de milioane de euro. Finalizate lucrărilor vin preconizate pentru anul 2025, lunile octombrie-noiembrie, respectiv august 2026. Restul sumei care a fost prevăzută a se aloca pentru această investiție vin alte cheltuieli necesare pentru realizarea proiectului. Ținem să precizăm faptul că activitatea de mentenanță fostul centralei și actualul barajului este făcută de personaj calificat și specializat în acest domeniu, care suntem cu domnul Dariu, care se ocupă cu toate activitatea. La momentul începerii construcției se vor crea în județul Hunedoara un număr aproximativ 700 locuri de muncă. Repet, 700 locuri de muncă. Dorim să subliniem și vă asigurăm încă o dată de faptul că investiția la noul centrală este în grafic și va fi finalizată la termen. Și vă mulțumim pentru vizita noastră. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. 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 Și am vrut să se vadă și public și să înțeleagă și omul de rând și autoritățile publice că lucrurile sunt într-o direcție bună, că lucrurile funcționează chiar dacă unii încearcă să distorsioneze adevărul. Vreau să spun că noi am fost într-o permanență relație cu dumneavoastră, bineînțeles și instituțiile care țin de buna funcționare a unei firme. Aici vorbim de ITM, vorbim de pompieri, vorbim de garda de mediu, vorbim de tot ce înseamnă autorități publice care lucrează cu dumneavoastră. Nu sunt probleme la ora aceasta. Încercăm ca, bineînțeles în spiritul legii, să facem pași importanți. Este important să gândim cu forma de a vă da o mână de ajutor și un sprijin cât putem ca lucrurile să funcționeze așa cum trebuie. Și vă mulțumesc că până acum am avut o colaborare bună. Foarte cu siguranță bine. O să o avem din toate punctele de vedere. Vă mulțumesc și pe dumneavoastră și toate autoritățile locale în județul Deva, care au fost tot timpul în sprijinul nostru. Asta e clar, am vorbit cu toate lumea, oriunde, ori cu oricine am vorbit. N-am văzut acest sprijin care am văzut în Deva. Asta e adevărul și vă mulțumesc cu toate dumneavoastră și toate autoritățile din Deva. Termocentrala Mintia din județul Hunedoara este în proces de demolare pentru a face loc unei noi centrale electrice cu o capacitate de 1700 MW, care va funcționa pe bază de gaz. În cadrul acestui proces au fost desființate gospodăria de cărbune, de păcură, de ulei, stația de tratare chimică a apei și stația de tratare a condensatului principal. Aceste facilități vor face loc unui complex energetic a cărui finalizare este programată în următorii 3 ani. Termocentrala Mintia, fostă dependentă de cărbune provenit în mare parte din Valea Jiului timp de jumătate de secol, a avut o istorie bogată, fiind unul dintre marii producători de energie din România. Aceasta era compusă din 5 grupuri energetice, fiecare având o capacitate de 210 MW, iar unul dintre ele a fost modernizat pentru a atinge 235 MW în anii 2000. Cunoscută și sub numele de Steaua de pe Mureș și în perioada comunistă, termocentrala a fost închisă în vara anului 2021. Noii proprietari ai termocentralei anunță intenția de retehnologizare și transformare într-o centrală electrică pe gaz cu capacitate de producție de 1,7 GW de energie. Autorizația de mediu, care este parte componentă autorizației de construcție. De ce era nevoie de acordul vecinilor? Asta este procedura atunci... ESPO, Convenția ESPO. Da, când există o investiție de acest gen, pentru că termocentrala la Mintia a firmei Mas Energie, până la urmă este pe culoarul de energie care ține echilibru pe Europa de Est. Referitor la conducta de gaz care trebuie să aprovizioneze aici investiția? Da, există un acord la nivel de Transgaz. Investiția este de 150 de milioane de euro. Pentru, și așa a fost prevăzut și în contract, pentru ca Transgazul să aducă din conducta magistrală Brua gazul.
gazul din zona Hațec până la Mintia. Încă o rugăminte, domnul prefect, puteți să ne precizați sursele de finanțare pentru proiectul ăsta? Sursele de finanțare sunt surse private. Surse private? Private, da. Ale firmei Mass Energy. Mass Energy. Deci nu e adevărat ce se spunea că sunt bani din PNRR și... Nu, exclus. Exclus. O să ne spuneți, vă rugăm, în ce stadiu sunteți acum? Acum noi suntem în stadiu de pregătire tenerului, terenului și tasarea solului pentru, după ce obținem autorizația de construire, să începe brusc construcția și atunci, cu mare ajutorul Dumnezeu, o să avem nevoie de mână de lucru pentru județul Hunedoara, aproape 700 de locuri de muncă o să fie asigurate, o să fie câte se poate mai bine pentru toate lucrurile. Noua centrală va fi amplasată în perimetrul vechii termocentrale Mintia, pe malul stâng al Mureșului, la aproximativ 9 km de municipiul Deva. Procesul de construcție va implica demolarea unei părți din clădirile existente și amplasarea de echipamente tehnologice noi. Energia produsă va fi transferată în rețeaua națională prin intermediul unor linii gestionate de Transelectrica, iar gazele naturale necesare vor fi recepționate prin conductele Transgaz până la granița centralei Mintia. De asemenea, noul complex va utiliza râul Mureș pentru răcirea turbinei cu abur, iar apa folosită va fi reintrodusă în râul Mureș într-un mod similar facilității vechi.